Moțiunea de cenzură USR Plus și AUR este în continuare blocată în Parlament. În această dimineață a existat o a patra ședință a conducerii Parlamentului în care urma să fie stabilit calendarul moțiunii. Nici de această dată nu a fost cvorum pentru că cei de la PNL și PSD au lipsit. Este pentru prima dată în istoria parlamentară post-decembristă când o moțiune de cenzură este blocată. Președintele Camerei Deputaților a explicat că acest lucru contravine Constituției, așa că a transmis moțiunea Guvernului. Eu sunt președintele Camerei Deputaților. Eu am obligația să respect Constituția și legile țării și, de asemenea, deciziile Curții Constituționale în interpretarea prevederilor constituționale. Ca atare, derularea calendarului moțiunii de cenzură este obligatorie, pentru că nerespectarea procedurii înseamnă încălcarea Constituției și încălcarea principiului constituțional al statului de drept. Astăzi voi comunica guvernului, imediat după ședință, cum v-am spus de ieri, voi comunica guvernului moțiunea de cenzură. De asemenea, vreau să vă informez că am primit la cabinetul parlamentar toate semnăturile în original ale inițiatorilor moțiunii de cenzură, ale căror semnături fuseseră transmise online, care reprezintă o confirmare a autenticității